După aproape 8 ani de când ar fi trebuit să înceapă să le folosească, autoritățile din România cumpără primele brățări de monitorizare a infractorilor și agresorilor. Din octombrie, în București, Iași, Mureș și Vrancea, persoanele împotriva cărora au fost obținute ordine de restricție vor purta astfel de dispozitive, pentru ca autoritățile să fie alertate la timp dacă acestea încalcă obligațiile. Și vă reamintesc, legile penale care au intrat în vigoare în 2014, adică acum 8 ani, prevedeau supravegherea electronică a celor plasați în arest la domiciliu. În lipsa lor, polițiștii mergeau să-i verifice acasă pe aceștia. O lege adoptată anul trecut a extins folosirea dispozitivelor la cei care își agresează partenerii. Și discutăm despre acest subiect cu jurnalistul Digi24, Andreea Georgescu, alături de mine în platou. Bine ai venit, Andreea! 8 ani? De ce în cei 8 ani nu am avut aceste brățări? În urmă cu 8 ani, în 2014, intrau în vigoare noile coduri penale, codul penal, codul de procedură penală. În ele era cuprinsă inițial obligația de a purta astfel de dispozitive de monitorizare pentru cei care erau în arest la domiciliu. Pentru că la momentul respectiv instituțiile nu s-au mobilizat astfel încât să le și achiziționeze, să implementeze sistemul informatic necesar pentru funcționarea lor, prevederea a tot fost amânată, ba chiar îmi amintesc că în preajma lunii februarie 2014, când intrau codurile în vigoare, între Ministerul de Interne, Ministerul Justiției și Administrația Națională a Penitenciarelor, era așa un ping-pong al plasării responsabilității pentru această achiziție. Legile au intrat în vigoare, așa că arestații la domiciliu erau păziți de polițiști, verificați așa prin sondaj la tot felul de ore, ori telefonic, ori direct la ușă, și cumva discuția s-a închis. Până când a venit un alt fenomen care ne apasă în continuare, cel al femeilor în special, dar nu numai, agresați de parteneri, agresate de membrii ai familiei, victime ale violenței domestice, și a existat un proiect care s-a concretizat în lege în cursul anului trecut, ca și cei care sunt vizați de ordine de protecție să poarte astfel de dispozitive, astfel încât agresiunile să fie prevenite în măsura în care există astfel de ordine de protecție. De ce? Cel puțin 30 de femei și-au pierdut viața numai în perioada ianuarie-august anul trecut, după ce foștilor parteneri deveniți agresivi încălcau ordine de protecție, iar 40% din ordinele de protecție emise anual de instanțele din țara noastră, ordine provizorii, cele care sunt emise pe cel mult o săptămână de polițiști, erau încălcate de cei vizați de documentele respective. Spuneai că trebuia implementat un sistem, un întreg sistem pentru ca aceste brățări să fie utile. Ce ar trebui să se schimbe și dacă acest sistem este într-adevăr gata? Ce spun autoritățile? Sistemul ar trebui să fie gata cel târziu în octombrie. Până atunci se va face și achiziția dispozitivelor electronice pentru prima parte a proiectului, proiectul pilot, pentru că vedeam la început o hartă. Ce înseamnă acea hartă? Cu verde sunt marcate capitala și 3 județe. Este vorba de Iași, Mureș și Vrancea. Acolo va fi implementat prima oară această lege. Acolo se vor cumpăra primele brățări și acolo va funcționa acest sistem informatic care va alerta în dispecerat poliția în momentul în care o persoană care are interdicția de a se apropia la mai mult de 100 de metri, 200 de metri, în funcție de decizia instanței de domiciliul fostei partenere, încalcă acea distanță, imediat se dă alarma și polițiștii care ar trebui să fie în preajmă. De aceea este nevoie și de angajări și o să vedem imediat explicații din partea autorităților, să poată interveni prompt pentru a preveni o eventuală tragedie. 964 de astfel de brățări pentru capitală și cele 3 județe într-o primă etapă. Costul implementării acestui proiect, deci nu numai brățările, ci și sistemul informatic, puțin peste 14 milioane de lei, urmând ca la final, în 2025, când întreaga țară va fi acoperită cu astfel de sisteme, să avem 15.000 de kituri pentru ordine de protecție și pentru cei arestați la domiciliu, și valoarea totală a proiectului 240 de milioane de lei. Așa, pentru că ai menționat că o să vedem niște declarații, Lucian Bode, ministrul de interne, a vorbit despre utilitatea acestor brățări de monitorizare și aș vrea să-l ascultăm împreună. Dacă semnalul pe care îl dă respectiva brățară electronică, acel sistem informatic de monitorizare electronică,
pleacă spre un dispecerat și nu există polițiști în proximitate care să intervină în câteva minute, practic este ineficient această investiție. De aceea e nevoie de polițiști, să avem mai mulți polițiști în proximitatea locurilor în care avem astfel de brățări. Într-o primă etapă vor fi achiziționate 964 de kituri de monitorizare în valoare de 14,3 milioane lei, urmând ca treptat până în 2025 să ajungem la 15.000 de dispozitive de monitorizare în valoare totală de 240 de milioane de lei. Aceasta este valoarea totală a acestui program. Da, Andreea, dacă nu avem mai mulți polițiști în apropierea locului unde se întâmplă ceva, de unde vine semnalul dat de brățara aceea de monitorizare, cumva este inutilă. Și în acest sens te întreb, pentru că vorbeai despre angajări, ce planuri are Ministerul când vine vorba despre polițiști, pentru că o să fie nevoie de foarte mulți polițiști. Într-o primă etapă, deci pentru capitală și cele trei județe unde vor apărea primele astfel de brățări, este nevoie de 650 de ofițeri și agenți de poliție, conform hotărârii de guvern care a fost aprobată de executiv pentru startul acestui proiect efectiv. E nevoie de acești polițiști, explica ministrul de interne, ca să acționeze în cazul în care se dă alarma și, din păcate, se dă destul de des alarma, cam într-un caz din două, aproape un ordin de restricție din două este încălcat în timp ce el este în vigoare. Per total, până în 2025, ar fi nevoie cam de 5.000 de noi posturi. Nu înseamnă că toate vor fi ocupate simultan, însă costul și acesta este unul destul de important, în jur de 82 de milioane de lei. El va fi acoperit din bugetul Ministerului de Interne, însă vine cumva să acopere o datorie pe care statul o avea, iată, spuneam, de aproape 8 ani și să prevină tragedii care puteau fi evitate în măsura în care acest sistem ar fi existat anterior, pentru că este o problemă în România violența domestică și se vede asta și în cifrele oficiale, în condițiile în care numai în primele trei luni ale acestui an am avut 4.100 de ordine de protecție emise de instanță și să nu uităm că specialiștii și organizațiile non-guvernamentale care se apleacă asupra acestei probleme spun că foarte multe victime ale acestui flagel nici măcar nu raportează, nici măcar nu cer ordine de protecție, deci dimensiunea problemei este în realitate cel puțin dublă, estimează specialiștii. Mulțumesc tare mult, Andreea Georgescu, pentru prezență și pentru discuție.